Bună și bine ați venit sau revenit pe acest canal. În videoclipul de astăzi vreau să vă arăt parfumurile de la Oriflame pe care le-am purtat cel mai mult vara aceasta. După cum știți, sunt parfumuri ieftine, nepretențioase și sper că printre voi sunt fete care iubesc aceste parfumuri. Nu vreau să vă vorbesc foarte mult despre ele, vreau doar să vi le aduc în atenție și dacă vă plac și vouă, dacă aveți preferate dintre cele pe care vi le voi arăta eu, aștept să îmi scrieți în comentarii părerea voastră despre ele. Un prim parfum pe care îl iubesc, am ajuns să-l îndrăgesc de la primul puf, este Infinita, un parfum foarte drăguț, aerisit, citric, un pic spicy, foarte frumos acest parfum. La promoție îl găsim la 50 de lei, cam așa, și este bun de avut în colecție. Este un parfum destul de persistent și acesta, sau acesta, pentru că este primul, foarte drăguț, scuze, era să-mi sparg tăvița. Următorul este un preferat de al meu și e vorba de Giordani Gold Essenza Blossom. Foarte frumos acest parfum, poate fi purtat cu succes și de o mireasă, spun eu. Are o persistență destul de bună, nu vreau să vă spun în ore, pentru că poate la mine persistă 7 ore și pe altcineva 3. Așa că nu vă voi spune despre persistența lor măsurată în ore. A fost un parfum purtat de mine, l-am început vara trecută și l-am purtat și vara aceasta, mai am foarte puțin din el. Are flori albe în el, citrice, are și o pară și este un parfum fructat, floral fructat, mai bine zis, bun de purtat și atunci când afară este caniculă. Un altul este acest eclat, de fapt este o apă de toaletă, eclat femme, are o iasomie frumoasă acest parfum, este un dulce superb. Nu este o iasomie necăcioasă, nu deranjează și l-am purtat și pe acesta destul de mult. Mi-a plăcut mult de tot. Tot din gama eclat, l-am purtat și pe acesta, Eclat Femme Weekend. Acesta este un pic mai aerisit, are citrice, frezie și ia uitați cât am purtat și din acesta, mi-a plăcut foarte mult. Acesta parcă ar avea și coaja de la citrice. Absolut superb, este o apă de toaletă și atunci când este la ofertă în catalog, este bun de achiziționat. Din gama Lucia am pe cele două parfumuri și vorbesc prima dată despre Lucia Clasicul, un parfum aerisit cu flori albe, nu are o persistență foarte multe, dar poate fi reaplicat, este ieftin, are și o magnolie acesta, dacă nu vă place magnolia, nu, pentru că se simte destul de bine, dar mie îmi place și l-am purtat destul de mult. Iar următorul, pe care îl iubesc mai mult decât pe acest clasic, este vorba de Lucia Bright Aura. Acesta are și un măr verde și pare mai aerisit, mai frumos, sau cel puțin așa îl percep eu. Și la fel, este o apă de toaletă, proaspătă, curată, nederanjantă. L-am purtat și pe acest Joyce Turquoise, foarte drăguț și acesta, la fel, curat, aerisit, are o pară și niște plante acvatice, un nufăr frumos, nici acesta la persistență nu stă foarte bine, dar este o sticluță drăguță, micuță și poate fi reaplicat. O apă de parfum este și acesta din gama Swedish Experience și e vorba de Wells Heart.
din păcate discontinuată de la Oriflame, are 75 de mililitri, un parfum cu note acvatice, cu rozmarin și grapefruit. A aerisit citric, la început m-a speriat un pic nota de rozmarin, nu mi-a plăcut, dar apoi l-am îndrăgit și ia uitați cât am purtat din el vara aceasta, mi-a plăcut mult de tot. Se mai găsește în online sau atunci când îl mai bagă ei la oferte doar în online. Îl mai am și l-am purtat destul de mult și pe acesta, din gama Women's Collection, și nu știu, așa, Osmanthus Infusion. Acesta miroase a rufe proaspăt spălate, curate, puse în bătaia vântului, așa îl percep, clătite bine în balsam de rufe, un parfum curat, cu niște note de piersici, foarte drăguț și acesta e la fel, o apă de toaletă la 50 de mililitri. O noutate de la Oriflame este și acest greater pe care l-am purtat destul de mult și pe acesta nu l-am de mult timp, dar l-am purtat. Are o notă de tuberoză foarte subtilă, nu te neacă, nu te supără, este foarte aerisit, curat. Cred că are și o pară dulce. Și ultimul din acest videoclip și din această listă este Nordic Waters. Nu putea să lipsească. L-am purtat destul de mult vara aceasta. Un citric cu note acvatice, cu umăr verde, aerisit. Absolut superb acest parfum. V-am mai spus eu. Doar capacul mă enervează că nu stă aici, dar cred că v-am plictisit cu amănuntul acesta, așa că o să-l dau deoparte și o să vă spun că ar trebui să-l încercați măcar o dată, sunt mostre și eu sper că vă va plăcea. Dacă vă plac parfumurile proaspete, parfumurile fresh, dacă nu, nu e pentru voi. Da, și acestea au fost parfumurile de la Oriflame pe care le-am purtat cel mai mult vara aceasta. Ați văzut și voi, sunt destul de purtate. Aștept să-mi scrieți în comentarii voi ce ați purtat, ce vă place, dacă aveți ceva din videoclipul meu, din ce v-am spus eu aici, un preferat. Spuneți-mi, aș vrea să vorbim în comentarii dacă ne va lăsa și YouTube. Eu vă mulțumesc pentru orice like, comentariu și vizualizare. Dacă nu v-ați abonat la acest canal, vă invit să o faceți și ne reauzim la un videoclip viitor. Vă îmbrățișez pe toate. Pa, pa!